Medium rare cu Adi Hădean la Europa FM. Medium rare la Europa FM cu un invitat foarte frumos care face lucruri foarte frumoase și care mie mi îmi plac mult. Ele se referă în general la pâine, dar nu doar la pâine. Monica Aliman, bine ai venit. Bună, bine v-am găsit. Și ziua bună. Ți-e frică de mine? De tine nu, de chestia asta. De microfon, Argentina, da? în față, da. Ok, păi încearcă să ne ignori pe amândoi, dar măcar pe mine să mă auzi. Da pentru că urmează să te întreb lucruri. Monica, tu faci, printre altele, faci pâine. E una dintre pâinile mele preferate, nu doar din București, ci din toată țara, poți să-i tu numele, că avem voie. Firma noastră se numește Pamplezir și spre binele nostru al tuturor, Trebuie să spun că eu nu fac pâinea, dar sunt parte din afacere. E sigur că da. Da, da, da. da. Și Nu frământi face... tu acolo. Da, nu frământi da, tu acolo. Da. Asta faci ca business. Da, exact. Asta, da. asta, asta Cu asta mă ocup. Adică nu am chemat în emisiune brutarul, ci producătorul de pâine. Exact, să zic. exact, exact. Povestește-mi cum faceți voi pâine. Pentru că, uh, sigur, eu știu cum faceți voi pâine. Am, am avut voie exact. și în atelierul vostru în câteva dimineți destul de vreme. Dar oamenii care ne ascultă, nu știu, sau dacă știu, sunt foarte puțini aceia și cred că e un lucru pe care e bine să știe multă lume. Ok, o să, o să încerc să fiu cât mai uh, cuprinzătoare, dar sintetică în același timp. Um, Lucrul într-o brutărie începe într-adevăr foarte de dimineață. Um, în cazul nostru începem undeva între 4 și 5 uh, lucru în brutărie. Um, noi folosim o metodă de panificație oarecum modernă și recent uh, implementată de brutarii francezi, uh, recent înseamnă vreo 7-8 ani, <coughs> în care uh, avem posibilitatea să facem pâine, să coacem pâine pe toată durata zilei, în funcție de vânzări. Uh, de ce spun că e nouă pentru că metoda tradițională, hai să nu-i zic ancestrală, um, în metoda tradițională, pâinea era coaptă noaptea și vândută dimineața. Cât se gândea brutarul că o să fie nevoie să uh, alimenteze magazinul, atâta se vindea. Ce era în plus se arunca, ce era minus, era A, minus. Nu era asta pro... funcționează bine într-o comunitate mică. Exact, exact, în care producția poate fi cât de cât ușor planificată. Um, în momentul de față, noi folosim o metodă, o metodă de panificație uh, modernă, care se reflectă și în echipamente. Dar, uh, ca rezultat final, are flexibilitatea uh, măsurării producției pe care poți să o realizezi într-o zi. Și ca să revin. De asta o să încerc să fiu subcintă, dar nu știu dacă o să reușesc. Lasă, nu-ți bate capul, că okay. internetul suportă foarte mult okay. și cea mai mare parte a acestui interviu va fi online. Bun. Um, începem la 4-5 dimineața uh, să um, refrământăm și să formăm aluaturile care au crescut peste noapte, aluaturile care au fost făcute cu o zi înainte și care au, uh, uh, acum și așteaptă, uh, și așteaptă momentul destinului. exact, exact, să, să, fie, să, fie, coapte. Unde au crescut ele? Ele cresc în niște frigidere dospitoare care până la o anumită oră, într-un anumit număr de ore, aluatul este ținut la rece, după care cu un număr de ore înainte de, de venirea brutarilor, frigiderele astea trec pe, pe temperaturi mai mari, pozitive bine, și începe procesul de, procesul de dospire. Uh, toată pâinea noastră este cu Maia, Maia a făcută de noi. Frumos. Uh, Maia a fost începută acum trei ani și jumătate când Tom Z. Baker, uh, unul din asociații <coughs> firmei noastre și Brutaru, uh, a venit în România. Atunci a început Maiaua, uh, având ca bază de fermentație merele. Ce drăguț. Maiaua, uh, nu știu, e ceva comun? Trebuie explicat? Uh, ad, cum să spun? Dacă ne apucăm să căutăm explicații pentru maia, putem să ne întindem pe foarte multe... Exact. Maiaua este un ferment natural. Iată. Uh, drojde este o cultură de bacterii, în timp ce maiaua este apă cu făină. Da, E, practic, cel mai apropiat lucru astăzi, de ceea ce însemna felul în care făceau pâine strămoșii noștri. Exact. Care nu descoperiseră culturile de drojdie. Exact. Și care are ca efecte, mai am, are ca efecte, pe de-o parte o, o creștere lentă, o dospire lentă a aluatului, ceea ce permite proteinelor și mineralelor și așa să se dezvolte într-un mod armonios în, în aluat, și pe de altă parte, conferă o, o crustă crocantă pâinii, și deci o, o posibilitate de a, de a o conserva mai mult timp. O conservare naturală, practic. Da. Pentru că Plus crusta că... devine ca un sigiliu pentru miez, miez bogat în apă, și așa se păstrează pâinea, practic. În momentul da. în care se evaporă apa din, din miez, se usucă pâinea, deci nu mai e bună. Un aluat crescut cu maia, se digeră ceva mai ușor? Mult mai ușor, pentru are că. are mai puțin zahăr în el? Categoric, se digeră mai ușor, în special glutenul din, din, din pâine. Pentru că de aici intervin și, iar ne ducem în altă direcție, de aici ne intervin recuperăm, nu, nu te îngrijorează. Intoleranțele la gluten sau alergiile la gluten? Intervin și datorită faptului că pâinea, de obicei făina este îmbogățită cu gluten, care rămâne în... Da, glutenul nu e rău, atât doar că noi mâncăm mult mai mult decât mult ar fi natural. Și datorită procesului de fermentare, cumva forțat de al drojdiei, rămâne mult prea mult timp în stomacul nostru. Și de-aia... Organismul să reacționează. să ne devină da, Reacționează și zice, băi, stop. Face și el săracul ce pute, da, da, cam ne dă semnale de da, ala. Ne trage de mână. Ce fel de făină folosiți voi? Am ales să folosim făină franțuzească, făină pe care o importăm de la, de la o din centrul Franței. Asta după ce am făcut vreo jumătate de ani teste cu făinuri din, din România. Însă Făina pe care o folosim noi are o trasabilitate de 97%, ceea ce înseamnă că poate fi verificat uh, tot traseul de la bob și semănat și pământul în care a fost semănat și până la uh, momentul măcinării. Și asta e important pentru că? Și asta e important pentru că avem garanția că făina nu este îmbogățită cu nimic. Înțeleg. Că, deși nu este toată făina bio, ea este crescută în, în niște. conform unor standarde foarte înalte. De exemplu, făina, grâul este cultivat pe terenuri aflate la mai mult de 100 de, 100 de kilometri de o autostradă sau de un combinat industrial, ori de care ar fi el, și alte lucruri de genul ăsta. Um, sunt, luate, sunt luate. E vorba de un standard standard SRSE, uh, pe franzuzește. Um, și nu e bio, dar e mult mai mult decât bio, ar bun. putea fi. da. Adică e exact. ceva ce vă mulțumește pe voi e, foarte tare. Și pe lângă asta, deci pe lângă faptul că avem certitudinea că făina este într-adevăr curată și este uh, neîmbogățită, neaditivată sau așa. În plus de asta, um, soiul de grâu care crește în Franța este mult mai uh, panificabil decât soiul de grâu românesc. Uh, și spun asta și pentru a înțelege de ce făina românească este deseori uh, aditivată sau îmbogățită cu gluten. Pentru că nu este la pentru fel că de. Nu are destul. Pentru că nu are destul, exact. Uh, și nu e la fel de spornică. Să spunem. Făină albă sau făină integrală? E același lucru. Bobul de grâu e același. Depinde cât îl maci și ce alegi la măcinat. Mm, ce alegi tu? Uh, noi alegem toată, toată gama, de la făina hiperalbă, de la făina 450, pe care o folosim în patiserie, și la două tipuri de pâine, mult iubitul Petit Pănole. Mm, da, uh, îmi place foarte mult. exact Și fiului meu la fel. <laughs> și fiului meu la fel. Pe um, petit le și uh, pandemia, adică pâinea, pâinea de miez, pâinea de toast, uh, și până la făina integrală de grâu, făina integrală de secară, făina integrală de uh, spelta, și așa. Deci vă distrați. Absolut. Uh, și eu mă distrez foarte tare de fiecare dată când trec pe la voi și uh, iau patiserie. Ok. <laughs> Uh, dincolo de pâine, îmi place foarte mult pâinea voastră, îmi fac uh, specialitățile voastre de, de pâine dar uh, uh, patiseria voastră mă transportă și mă transformă într-o semibestie care uh, 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 mă rog nu prea mă întâlnesc cu regretul în viață și ca să nu mă întâlnesc cu regretul după ce mănânc da. uh, prăjiturile da, voastre cu ciocolată nu? Iau la fugă <laughs> Da. După, niciodată înainte, întotdeauna Da, după. Da, 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 da. Uh, cum, cum ați ajuns la chestiunea asta cu patiseria? Sau cine se ocupă? Patiseria e uh, cumva întregirea afacerii noastre pentru că um, am vorbit de Tom, eu sunt aici. Dar vorbește și de Tom, vorbește și de Irina. Și acum vorbesc și de Irina, cel de-al treilea partener în, în afacerea noastră, care a terminat celebra școală Cordon Bleu de la Paris cu mulți lauri. Și care a îmbrățișat foarte repede, după ce a făcut câteva stagii în bucătăria unor restaurante de 3 stele Michelin de la Paris. Foarte frumos! Da, a îmbrățișat destul de repede partea de patiserie și la fel a lucrat în, în câteva patiserii din top 10, oricare top 10 patiserii pariziene. Um, și acolo am învățat și rețete și de uh, lucruri dulci și de lucruri sărate. Um, și atunci lucrul ăsta a venit ca o completare, ca o întregire absolut naturală. În plus, uh, în Franța o brutărie are și, uh, cum să spun, atașa, atașul de de vienoazri, adică croissant pe un șocolat, mm -hmm. melci și orice alte foietaje delicioase uh, și gama poate, poate crește în funcție de, eu știu, creativitatea și timpul brutarului. Însă noi, uh, pe lângă partea asta de aluaturi și foietaje și minuni, uh, am mers mai departe, dat fiind experiența și priceperea Irinei, Uh, și avem o gamă destul de, destul de măricică acum, de tarte, torturi și prăjituri, pe care tot așa ne distrăm, să o, să o, tot, să o tot schimbăm și să o tot uh, condimentăm cu, cu, cu diverse prăjituri. Uh, încercăm noi să, să facem uh, o punte între. Prăjiturile franțuzești și uh, ceva ce poate avea o legătură cu, cu prăjiturile românești. Da, voi sunteți un trio îngrozitor <laughs> pentru siluetă și uh, cu toate astea m-am bucurat foarte tare când v-am descoperit și când am descoperit brutăria voastră, dar încerc să. Crezi, obiceiul de a merge la voi doar o dată pe săptămână. Da, să că... <laughs> pentru că altfel tinde să devină dificil. Tinde să devină dificil. Dar totuși dacă dacă te gândești un pic, într adevăr, noi uh, avem uh, avem marea mândrie de de a avea doar prăjituri cu unt, ceea ce, mă rog, în perioadele de post nu prea ne nu avantajează luăm gânduri bune din partea clienților noștri, însă, chiar și atunci o spunem cu mândrie: nu, nu avem prăjituri. Ei, cu în perioada margarină de post, toate gândurile ar trebui să fie bune. E adevărat, indiferent, <laughs> dar știi cum e. După um, ce face popa, nu face zice popa. Um, deci spuneam că, deși prăjiturile noastre sau orice produse din, din partea de patiserie și cofetărie conțin frișcă, smântână, unt etc. Cantitatea de zahăr pe care o folosim în, în produsele noastre este una minimală. Asta înseamnă că nu sunt dulci, dar folosind doar ingrediente naturale, nu vrem să le să le inundăm în, în dulceață, ci vrem să le, să le lăsăm să să fie simțite de papilele gustative la maxim. De asta mi-e atât de greu să trec pe și... la voi pentru că sunt foarte bune, dau și... dependență în sensul ăsta, sunt da, foarte, foarte gustoase. Sunt de acord, și de asemenea, folosind doar doar produsele astea neprelucrate, fără premixuri, fără pudre, fără arome arti artificiale, da. am constatat pe propria în piele că sunt destul de sățioase adică aș putea să mănânc, nu știu, patru amandine. Ai putea? Aș putea să mănânc patru amandine, da. Dar n-aș putea să mănânc patru gatou, șocolat, orice aș face. Cine ar putea <gântu -și> să exact, facă asta? Exact, nu știu, adică a, a e fost e un singur copil care a putut să mănânce... Patru gatou, înseamnă jumătate de kilogram de ciocolată. Da, da. În timp ce, știi, amandina e ceva pufos în siropat și apia, apia, imediat s-a dus. Da, am văzut că voi aveți acum o chestie care se găsea la un moment dat pe la noi, dar care a dispărut și care uite care vine, Baba Orum? Baba Orum, da, este uh, lui uh, savarină. Da, uh, da, e bine reinterpretat. Nu e chiar nu o savarină. E chiar o savarină. Dar, dacă ar fi să, să găsim o paralelă uh, și luând componentele cât de cât uh, una câte una, uh, ar putea fi ar putea fi asimilată cu cu o savarină, însă mult mai elaborată. Am schimbat uh, în schimbat. Așa e rețeta bab babei, O Rom. Uh, nu are frișcă precum Savarina noastră, ci noi folosim o cremă, o cremă de vanilie de Madagascar. Doamne, sfinte. iartă mă te rog. <laughs> și folosim un rom, un rom vechi de 15 ani pentru a o pentru a siropa și, ca să nu fim răutăcioși, Romul ținem într-o pipetă înfiptă în gogoașa aceea, în brioșa aceea, în siropată. Da. În cazul în care un copil vrea să mănânce și să nu se culce imediat, poate să nu pună pipeta de rom, rom. să de la lui tati. Poate, dar ar fi păcat. Da, știu. <laughs> Cam Foarte așa. frumos. Dar ce v-a venit vouă să faceți în București o brutărie cum nu mai e alta? Adică mai există, acum există alte brutării care seamănă cumva cu ce faceți voi, dar oricum sunt foarte puține, și uh, produsul uh, larg întâlnit pe piață, sumele de pâine, n are nicio treabă cu ce faceți voi. Păi, mi-a ușurat fantastic. Uh... Mi fantastic răspunsul. Da, exact că fac de asta. asta. Mulțumesc mult, știu, am observat. Uh, de asta am deschis, pentru că uh, știam să facem lucrul ăsta, știam că eu știam că putem să facem niște lucruri extraordinare, ei n-ar spune asta. Uh, cei care într-adevăr le fac, Tom și Irina, ar spune că fac niște lucruri bune și cu pasiune și așa. Eu spun că fac niște lucruri absolut excepționale. Da, pe măcar unul dintre voi trebuie să fie Tom, cu picioarele pe pământ. Da, mulțumesc. Uh, Tom, uh, când încă lucram la business plan și așa mai departe, a uh, inovat cuptorul, a upgradat cuptorul de acasă, un cuptor de aragaz, uh, da, cred că chiar firmă românească. Uh, bună, altfel, um, l-a upgradat uh, și a cumpărat niște uh, cărămizi de la Bricostor și a făcut o vatră. Și a început să coacă pâine, pentru că noi, eu cu Irina, lucram la business plan, iar el ce făcea? I want to bake bread, guys, come on! I want to bake bread. Tom, de unde a apărut în viața voastră? Tom a apărut în viața Irinei, în primul rând. Uh, au lucrat împreună la, în, în Paris, au lucrat în, în, același restaurant al unui șef care le-a marcat existența și lor ca și altor multora, Pierre Gagnier, un restaurant de trei stele Michelin, unde Tom era șef brutar al restaurantului și șef patiser, în timp ce Irina era era, nu știu ce era, nu mi-aduc aminte în momentul ăsta, în, chiar în bucătărie. A important e ca... că era. Absolut. Și îi despărțea doar un geam. Care Cât nu le-a le stat în cale prea <laughs> mult timp. Așa. Și după, după experiența de la ganier care a durat câțiva, pentru Tom, a durat mulți ani, mulți, nu știu, șapte, cam așa ceva, 5-7 ani, pentru Irina mai puțin, vreo doi, s-au reorientat și Irina s-a angajat în, într-o patiserie iar Tom a vrut să descopere viața de brutar într-o brutărie pentru că e cu totul diferit da. și, ca, și ca program, și ca volum și ca organizare, și ca logistică și ca tot um, și a lucrat în câteva brutării până când a devenit brutarul șef al unui al primului câștigător de Masterchef din Franța. Uh, o să mi-aduc și aminte cum îl cheamă. Cyril Liniac îl cheamă. Cyril primul câștigător de Masterchef, care și-a deschis mai multe, mai multe brutării. Și practic cu Tom a început un, o brutărie de la zero. Ceea ce a fost uh, fantastic pentru, pentru Tom ca experiență și ca volum de muncă și ca tot și ca interacțiune cu, cu brutarii ajungți, să spun, și un lucru care i-a folosit foarte mult în, în afacerea lui. Știu deci, că voi ați mai deschis acum un magazin. Cum vă descurcați? Da. <laughs> e, e foarte greu în sensul că Um, volumul de muncă s-a dublat pentru că odată cu magazinul a trebuit să deschidem și un nou laborator. Un nou, uh, un nou laborator destinat uh, pâinii, brutăriei și uh, aluaturilor. Uh, patiseria și o parte din brutărie au rămas în, uh, în spatele primului magazin, dar acum avem și un laborator distinct. Deci, practic, magazinul e doar... Uh, Front e... back este încă ceva. Da, eu avem am, doi copii. Am adus vorba de asta pentru că uh, recent am primit un mail de la Irina. Uh, mail în care scria că ați decis să vă restrângeți activitatea la uh -huh. uh, activitatea cu publicul la 5 zile pe săptămână. Da. Uh, Lucrul care mie mi s-a părut fantastic, e o chestiune pe care nu ar face mulți oameni care vând ceva orice în România. E adevărat. Adică pare o decizie total contra naturii da. comerțului. Așa și cu toate astea, voi ați făcut-o. Mie îmi place foarte tare ce ați făcut voi, dar poate că o să și motivez. De ce? Dar vreau să aud motivația ta. Uh, pentru noi a fost o decizie... A fost decizia. Nu, nu, nu am văzut o, o altă... o altă rezolvare uh, care să ne permită să funcționăm în continuare la același nivel de calitate, să ne păstrăm echipa în deplinătatea forțelor uh, și noi să ne păstrăm toate mințile în capuri, în capetele noastre uh, și în același timp să, să avem produsele la același, la același nivel, la același standard pe care ni l-am impus. Um, ok, inclusiv asta vreau să zic, că inclusiv contabilii ne-au spus că este sinucidere curată pentru că pentru a deschide un nou laborator și un nou magazin a trebui să mai facem, un, hai să zicem, un credit, doar un credit, lăsând-o pe mama <laughs> la o parte și câțiva prieteni. Um, dar um, considerăm că dacă ne regrupăm și dacă... Reducem activitatea magazinului, și inclusiv a oamenilor noștri, putem avea aceleași produse, la fel de bune și la fel de minunate. Și asta să nu ne scadă vânzările atât de mult precum. Ar precum fi, se sperie contabili. Precum se sperie contabili sau precum ar fi dacă am decide fix invers, ok, avem, avem, mai avem de plătit un credit, hai să deschidem ambele magazine șapte zile pe săptămână sau cumva în tandem, să muncim absolut de dimineață până seara șapte zile pe săptămână și noi și oamenii noștri, ceea ce nici nu e legal, și clar ar apărea multe erori, foarte multe erori. Deci a fost o decizie a, ușor de luat, foarte ușor de luat, foarte ușor de luat. Um, nici așa nu ne e simplu, pentru că și acum lucrăm, uh, noi lucrăm practic șapte ore, pe, șapte zile pe săptămână, însă nu cu aceeași presiune. Alegem noi să mai lucrăm și câteva ore în zilele noastre libere, muncă de birou și așa mai departe. Pâine de miercuri se face marți. Ok, oamenii care încep să lucreze de marți, să opresc sâmbătă, deci lucrează într-adevăr 5 zile pe săptămână. Însă e foarte complicat. Eu nu știu cum, 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 cum fac ceilalți oameni din industrie, sunt foarte curioasă, dar pe bune și pe bune lege zice că un angajat trebuie să lucreze 5 zile pe săptămână, cu două zile libere, consecutive. Pentru noi a fost un chin să, să găsim modalitatea de, de a ne încadra altfel în... Câți angajați aveți? O, Doamne, acum suntem cam 30. Nu-mi nu vine să mă sperie. Uh, mă sperie gândul ăsta pentru că eu resimt responsabilitatea asta. O, o, o resimt. Cum arată tabloul vostru de familie azi comparativ cu ce ți-ai imaginat tu când ați deschis? nu, e la, e, la, în lumină față de, de ce mi de ce mi imaginam eu atunci. Nu, nu am crezut că în trei ani de zile o să realizăm atâtea. Chiar dacă, nu știu, în business planul inițial pe care l-am făcut, am zis că următorul magazin îl deschidem în trei ani. Da, trei ani. Sunt trei ani, nu știu, e o viață de omul, om ușor. Uh, e, sunt foarte mândră de noi. Sunt extrem de mândră de noi. Foarte bine, dar nu v-ați cumpărat iaht sau ceva? Um, nu, nu ne-am cumpărat iaht. Adică nu avem sunt cum foarte să ne multe afaceri în România am care, dat, care după trei ani își cumpără iaht. Am dat like... Pe creditul ăla pe care... Da, da, da. Am dat like unui unui post al unui prieten care are o rotiserie. Ieri am dat un like și zicea, eram franceză, o să încerc să traduc, zicea, cine se scoală de dimineață departe ajunge. Stau mărturie milioanele de brutari miliardari în lume. Da, bine, Nicolas are în simț al umorului da, interesant. Exact. O, o să o să chem și pe el emisiunea asta, pentru că mi se pare no. interesant să văd cum un francez a ales să vină să facă mâncare în România. Da, în da, da, da. În felul lui. Da. Știi? Mi s-a părut, mi părut foarte, foarte mișto chestia asta, pentru că așa e de, Paradoxuri. De, nu, nu ne-am cumpărat nici iaht și faza mișto e că nici nu ne simțim frustrați că nu ne-am cumpărat iaht pentru că nu ne-am propus să ne cumpărăm iaht. acum când, când ai foarte mult de lucru în fiecare zi e mai complicat să stai să plângi de milă sau să acumulezi frustrări, că n-ai când, n-ai timp. Da, totuși cred că ai niște momente de introspecție și te gândești, ok, de ce fac chestia asta? Așa, voi de ce faceți chestia asta? Hai când te întreb pe tine, tu de ce faci asta? Um, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și pentru că îmi, îmi depășesc limitele foarte des. E o modalitate de a, de a mi crește încrederea în mine și de a mă, de a mă motiva fantastică. Ce ai făcut înainte? Înainte, înainte am lucrat, de brutăria asta? Înainte înainte am Chiar înainte aveam o firmă de, de marketing, outsourcing, uh, eram departamentul de marketing al câteva al companii, era o, o afacere micuță, dar prosperă. Uh, aveam uh, perioade de, nu știu, o săptămână sau două în care lucram intens, poate 10-12 ore pe zi, după care era programul normal de 8 ore, frumos, lejer mai apăreau diverse probleme, că furnizorul X, nu știu ce, a uitat să facă sau nu a livrat la timp, adică Era adrenalină. Era o viață relativ simplă. Era o viață simplă, uh, hipercomodă și, aș zice, anostă. Uh, aici e, e adrenalină. Care e, e relația pot, cu clienții? Poți să mă înțelegi foarte ușor, tu care alergi da. și soțul meu alergă și... Pot să te înțeleg foarte bine. E, e exact, este bine, dar de ce alergi? Bine, dar dacă îți crapă genunchii, de ce? Cum de ce? E o satisfacție enormă că deși îmi crapă genunchii, am reușit să alerg 42 de kilometri. Ok, pot să înțeleg. Iată. Asta facem și noi. Fiecare alergați, Crăciun și Paște. De 42 de kilometri. Da, da, da. M-am întâlnit da. cu Irina în și mi-a spus că are o aplicație care a arătat că a făcut în ziua dinainte de Paști 18.000 de pași. Da. Ceea ce e bine. E bine, nu? Da, nu știu sigur. ce înseamnă, nu e știu o ce înseamnă. 18.000 da. de pași nu e departe de un semimarat. Da. da, deci sunt pe acolo, suntem pe acolo. Ce să zic? Vă doresc por la treabă. Mulțumim mult de tot. Și uh, să nu renunțați să faceți pâine la fel de bună. Nu, asta nu nu cred că o să se întâmple prea curând. Întrebam puțin mai devreme și vreau să revin. Te rog. Care e relația voastră cu, cu clientela? Una specială, comparativ cu alte magazine de oricare ar fi ele în, în România sau hai să zicem în București, să avem o limitare. Încercăm să servim să avem servicii la același nivel cu produsele noastre. Și pentru că nu sunt lipsită de modestie și spun că produsele noastre sunt de înaltă calitate, la fel facem și cu serviciile. Relația este una amicală, cordială și ne cunoaștem, ne cunoaștem clienții după nume corespondăm cu ei primim cadouri de la ei de Crăciun e fantastic invităm la în fiecare an la petrecerea de la petrecerea noastră aniversară invităm câțiva prieteni invităm câțiva furnizori și împărțim invitații în magazin tuturor clienților noștri și avem surpriza să vină cu sutele foarte frumos. Ni se pare magnific. Da este. E uh, un fenomen ce ați reușit voi să faceți și vă felicit din toată inima. Mulțumesc mult, de tot. Mulțumesc că ai venit astăzi uh, în Medium Rare. Mersi. la treabă. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, dragii mei, puteți asculta și vedea acest interviu în versiunea sa integrală pe europafm.ro. pe fm Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.